Silvester, băi Silvester, bă, mi-ai văzut cumva? Mă, unde-i mă mâța aia? În fine, dă-o colo de mâță, bă, nu găsesc telefonul, mă, frate, nu găsesc telefonul. Și trebuie să o sun pe bunica Gamabunta, ești nebun? Dar nu găsesc telefonul, unde să fie telefonul meu? L-ai fi uitat pe balcon, pe un... Mă, ce... Ce fac... Ce face ăla acolo, mă? Și de ce are șobolanul meu? Salutare doamnelor și domnilor, în special cățelelor și vagabonților. Ce mă? Astăzi am revenit cu un super vlog pentru voi. Avem chiar aici șobolanul zburător. Bă, ce vlog facem ăsta? Bă, stai mă, așa un pic, ăla-i șobolanul meu, bă. Și eu trebuia să filmez asta cu șobolanii zbur... Bă, alo, alo, domnul. Ia uite și telefon. Ce mă? Bă, Silvester cameramanul. Ia uite, bă, de ce mi-a luat el telefonul, să facă el live cu șobolanul zburător. Bă, asta e ideea mea. Care ideea ta, mă? Cum, mă, care ideea mea? Eu m-am împrietenit primul cu șobolanii. Păi da, mă, dar ce contează? De unde știi tu că zboară șobolanul? Ei, am văzut eu unul verde, de zicea asta. Da, oarecare e ăla verde. Și tu de ce mi-ai furat, bă, telefonul? Păi făceam și noi vlog pentru vizualizări, că cine a mai văzut șobolan zburător, într-adevăr, cine a mai văzut șobolan zburător, dar asta e ideea mea, bă, e ideea mea. La noi o să prindă mai bine? Oricum, ciombolanul vrea să facă vlog cu noi? Cum, bă, să vrea ciombolanul vlog cu voi? El vrea vlog cu mine. Ba nu, nu vezi că nici nu te bagă în seamă? Cum, bă, nu vezi că e prietenul meu? Bă, de ce s-a dus la Silvester? E prietenul nostru? Da, mă, bine că e prietenul vostru. Ia să vedeți că acum vine după mine, ești nebun? Haide, mă! Hai, mă! Ce face, mă, ăsta? Ăsta chiar vrea să filmeze cu voi. Bă, treci, mă, cu aceea. Stai, mă, așa că am venit eu cu altine neagră. Bă, ce... Bă, vino, mă, după mine. Ia uite-l, bă, a turbat. Bă! Lul! Nu mă interesează, vii cu mine. Bă, nu vrea să vină, bă, uite-te și tu cum faci, se agită. Te-am zis că vrea să filmeze cu noi, bă, nu vrea. Mamă, uite-l, bă, cum se duce la Silvester. Bă, ce, bă, că ăsta ar trebui să fie. Mamă, uite-te și tu, mă, chinui să trag de șobolan. Nu e, bă, frate, ăsta poate chiar. Aaa, bine, mă, bine, uite, facem o chestie. Fiți atentă cum facem. Facem vlogul împreună și îl postăm la mine pe canal și toate like-urile sunt ale voastre. Ce părere aveți? Asta sună țeapă? Hai, mă, că nu e țeapă. Bine, mă, dar data viitoare ne faci și nouă canal. Da, mă, da, vă fac. Hai că vă... Bă, poate dacă facem multe like-uri, hai că fac canal la câine și la pisică, ești nebun. Ce ai zis, bă? Nimic. Vă fac, mă, vă fac. Ok, trebuie să mă pregătesc și eu pentru acest clip nebun. Așa că dați like pentru ăștia doi. Oricum, acum că nu mă aud, știu cu toții că like-urile sale mele. Ce ai zis, bă? Cum auzi, bă, ăsta? Auzul fiind de câine? Oh my god. Astăzi, băieți și fete, după cum vedeți, avem armata de șobolani exact aici și m-am înțeles cu fraierii aia. Mamă, deja, what, uite cum s-au dus șobolanii aia la Silvester. Ok, și cum ziceam, m-am înțeles cu fraier... ce ai zis? Cu barosanii aia de acolo. Băi, uite, mă, ce s-au strâns la Silvester aici șobol... Mamă, bă, s-au adunat toți la pisică, ești nebun? Ok, Silvester, sper că poți să respiri, frate. Ok, și am vorbit cu ăștia doi și au zis că, bă, mă lasă pe mine să fac vlogul cu șobolanii. Bine, vlogul, videoclipul, că ăsta nu-i vlog. Dar mi-au zis că trebuie să-i las și pe ei să filmeze. Așa că m-au zis că vor și vlogul lor. Așa că le-am pregătit două telefoane la amândoi. Luați-mă de aici, și filmați-mă. Filmați-mă cum vreți voi. Ok, iar acum mă... What? Ce, mă, șobolanii ăștia? Uite-te și tu, iau razna. Bun, hai să lăsăm prosteala, pentru că, da, nu știu ce vlog o să facă aia, habar n-am. Dar acum ideea este că, după cum vedeți, avem o armată de șobolani, pentru că m-am înțeles cu șobolanul ăla de acolo, să-i cheme pe prietenii lui și, practic, armata asta pe ăștia toți o să punem elitra, băieți și fete. După cum vedeți, am pus pe câțiva deja elitra și, practic, asta este elitra de șobolanel, asta e elitra de șobolanel și ca să punem noi această elitra pe toți șobolanii. Băi, ăsta e așa un pic curios dacă merge să pun pe unde ăsta. What? Uite, zici că e muscă, ești nebun?
Oh my god, poți să pui și pe șobolănei ăștia mici, ești de bun? Ok, chestia asta e destul de tare. Și ca să pui o elitra pe un șoboloner, practic trebuie să apăs pe shift și bam, direct pune elitra pe el, bun. Și acum aș vrea să pun elitra efectiv pe toți șobolanii, băieți și fete. Să aibă toți, să avem numai șobolani zburători, pentru că o să ne distrăm super tare cu ei. Pentru că o să ne batem și cu niște mobi. Și nu orice fel de mob, chiar o să ne batem și cu niște mobi zburători, că de ce nu? Hai să punem acum toate elitraurile. Sper să nu ratez niciunul totuși. Ok, sper că n-am ratat niciunul. Mamă, uitați-vă și voi. Bă, deci arată zici că sunt muște toți. Zici ca o aripi de muște. Ok, și mi-am tras și eu aici o elitra, băie și fete. Pentru că, bineînțeles, că și noi putem să zburăm cu șobolanii. Fiți atentă că acum dacă mi-au zborul, toți șobolanii... Hai că mi-au luat zborul de toți banii. Deci dacă mi-au zborul, ok, mi-au luat zborul și uitați cum vin toți șobolanii după mine. Oh my god, uitați-vă la ei cum zboară, bă, nene. Lol, zici că suntem mare stol, mare stol de, stol de, stol de șobolani, stai ce? Lol, ia uite frate cum zboară, bă, să nu dați bă cu găinați pe aici, nebunilor. Hai să-i dăm cu găinați aici la broască. Dați bă cu găinați pe broască. Oh my god, bă, dar chiar bă unde e broască? În fine, nu mai contează, am șobolanii lângă mine și hai găinățați-vă bă aici. Găinăța, hai că am vorbit numărul 1. Bă, dar cât de tare zboară, uite-te la ei, bă. Oh my god, cât de tare sunt. Uitați-vă și voi cum zboară nebunii. Și uite, uite că zboară în sincron, așa, vedeți, mare paradă, paradă de șobolani, oh my god. Ok, ok, hai să aterizăm un pic, hai să aterizăm un pic, hai, băieții, pregătiți-vă de aterizare. Ia să-i vedem, mă, cu... mamă, cum au aterizat, mă. Ok, 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 ok. Bun, și care e faza, mai avem o fază mișto, băieți și fete. O fază mișto, la ce mă refer prin o fază mișto? Ei bine, după cum vedeți aici, am pus un anvil și în inventar am niște name tag-uri. Iar cu aceste name tag-uri știți voi foarte bine că dacă puneam un nume ceva mai special la acești șobolani, ei se schimbau. Ei bine, hai să punem chiar acum un nume pe un name tag și parcă cum era, mă, Red Kid. Da, Red Kid cred că era, Red Kid. Uite, acum dacă o să-l denumesc pe unul Red Kid, uitați-vă și voi că l-a schimbat și a schimbat și elitra, frate. Uitați-vă și voi, are o elitra roșie acum. Cât de tare e chestia asta. Și uite, o să facem încă unul acum. Și dacă ăsta o să aibă acum o culoare diferită, vedeți, și elitra este diferită. Doamne, cât de tari sunt ăștia, efectiv sunt prea tari. Ia, hai să mai facem unul așa mai special. Ok, și ăsta a ieșit tot roșu. Dar uite că ăsta are elitra roșie și jobenul roșu și ăsta are jobenul roz și elitra roșie. Și stați așa că erau mai multe name tag-uri de-astea diferite. Uite, ăsta Hello Red, ia să vedem. Ok, cred că am scris eu greșit. Ok, era Hollow Red, Hollow Red. Bun, hai să vedem acum, Hollow Red. Mamă, uite, i-a făcut elitra albă, vedeți? Și stai așa că mai era unul, mai era unul. Ăsta era Jorato, Jorato ăsta era din Jojo Bizar. Și acum dacă-l pune pe ăsta... Lol, mamă, cât de tare e elitra asta, mov. Lol, dă-te bă de acolo să văd elitra. Lol, cât de bine arată. Ok, ok, deci ne-a lăburit cu șobolanică. Putem să-i costumizăm după cum vrem noi cu elitra asta, dar sincer să fiu, nu o să stau să-i costumizez pe toți acum. Așa că acum, hai să vedem cum ar reacționa acești șobolani contra unor mob. Și bineînțeles că am pregătit un barcu cu niște săgeți ca să atacăm mobi și să vedem dacă ăștia o să se ducă în aer după ei. Dar întâi, hai să testăm pe niște mob din ăștia de pământ, gen mob care stau pe sol, cum ar fi. Hai să luăm prima dată pillagerii, chiar sunt curios. Hai să punem un pillager aici. Stai așa că o să mă atace și sunt curios dacă o să zboare la el. What? Bă, uite cum joacă cu el, ești nebun la cap. Oh my god. Bă, sunt insane șobolanii ăștia. Holy, ați văzut ce a făcut, mă, nene? Uitați-vă și voi, se joacă cu ei, zici că joacă cu mingea. Ia uite-l cum l-au luat pasă, gol, ești nebun, la mișto ca Ronaldo. Oh my god, ăștia sunt și fotbaliști, mă, nene. Ia uite-ia cum se joacă cu el. Oh my god, cât de troll sunt șobolanii. Ok, ok, păi hai să încercăm cu ceva mai mare, sunt curios cum o să reacționeze la un Ravager din asta. Oh my god, ia uite-ia cum îl... Mamă, l-au nenorocit, efectiv l-au nenorocit, deci n-a avut o șansă Ravagerul ăla. Nu, hai să mai spawnăm unul, ia să vedem, îi dăm cu o să... Ia uite-ia, mamă, cum se duc pe el, mă, holy, mă, deci nu dai, mă, cu ciobolarii mei, nu dai, ești nebun, nu dai. Hai să vedem cu un Phantom, cum ar reacționa. Bun, hai să spawnăm mai multe Phantom-uri din astea. Aaa, dar stai, mă, că astea iau foc. Ok, o să facem o chestie. Weather,
Rain, o să punem Rain ca să nu mai au, să nu mai astea foc. Bun, avem Rain-ul făcut. Bam, și să le lăsăm să-și ia zborul întâi, să le lăsăm să-și ia zborul. Și ia vezi acum, bă, se duc după ele. Ok, uite cum zboară, uite cum zboară după ele. Doamne, uite cum zboară după Phantom-uri. LOL, nu pot să cred, băi, deci șobolanii zburătorii sunt cei mai tari. Uitați-vă și voi la ei cum zboară după Phantom-urile alea. Doamne, am stol de șobolani, efectiv, am stol de șobolani. Uite-l pe ăla cum dansează, n-are o treabă, efectiv, uite-te la el, n-are o treabă. Sunt curios ce vlog o să facă băieții mei. Ia uită și pe Patrocle cu ochelari de soare, ochelari de soare pe ploaie aici, de bun. Și bineînțeles că mai acolo o să mergem și la dragon, băieți și fete. Dar până la dragon, hai să vedem cum reacționează șobolanii versus un Iron Golem. Ia să vedem cum zboară la el. Holy! Ok, ok, sper să nu mi-o moare prea mult totuși. Mi-au omorât unul. L-au exterminat, băi, deci... Nu dai, mă, frate, cu șobolanii, sunt prea insane. Mamă, hai să spawnăm un Wither. Bun, hai să spawnăm chiar acum un Wither. O să-l spawnăm așa direct cu comanda. Și ia să vedem. Ok, s-a spawnat Wither-ul. Oh, ia vezi cum au zburat șobolanii după el. Oh my god, uite cum îl duc la cer, bă. Ok, hai să zburăm și noi, să zburăm și noi. Mamă, uite că nu-l mai văd, uite cât de sus l-au zburat. Ok, hai că îl văd acum. Ia vezi ia cum se bat șobolanii în aer cu Wither-ul. Ok, dar cred că Wither-ul ăsta o să-mi cam bată șobolanii. No, te rog, nu-mi distruge armata. Hai mă că mi-a ajuns și o armata, trebuie să-mi ajuns și o armata, nu? Mamă, îi omoară pe capete Wither-ul. Și eu nu pot să-l liberez din aer. Cât de sus se duc mă ăștia? Fii atent, dar nu cred că o să atingă limita, gen cât de mult poți să te duci în sus. De fapt, cred că chiar au atins-o. LOL, ce bătălie epică. Deci, efectiv, cum s-a ajuns la chestia asta, mă, frate? Se bate Wither-ul în aer cu șobolanii zburători. Doamne, uitați-vă și voi. Cred că suntem la limita înălțimii pe Minecraft. Și, efectiv, e un Wither care se bate cu niște șobolani. Ce să vrei mai mult de la jocul ăsta? Adică, pe bune, bă, Minecraft-ul e insane. Uitați-vă și voi. Haide, mă, mamă, sper să-l bată șobolanii, bă. Dar cam mor pe capete, ce-i drept. Cam mor pe capete. Na, cred că o să-mi moare armata. Ok, cred că am din ce mai puțin șobolani. Haide-mă, băieții. Haide-mă, băieții, aveam încredere în voi. No, cred că au șase, nu cred că au șase. Bă, dar îmi place totuși că deși au murit foarte mulți. Mă, nu se lasă, mă, nu se lasă. Uite-te și tu cum dau pe Wither-ul ăsta. Da, noi n-au nicio șansă. Ok, hai să mergem înapoi. Băieți, retragerea. What? Dar uite-te și tu cât de sus suntem. Oh my god. Ok, Wither-ul ăla cred că s-a dus la cer, la Dumnezeu, ești de bun? Mamă, cât am zburat. Ok, am ajuns înapoi. Mamă, frate. Bă, dar vezi că mai avem ceva șobolani. Și Wither-ul ăla, efectiv, nu știu unde a rămas. Dar aici, sigur, nu mai e. Cred că e pe undeva prin... Habar n-am, cred că e pe Saturn, pe Venus, cine știe. Ok, dar cred că ar trebui să vorbim cu mătru nostru șobolan de acolo. Să mai cheme niște prieteni, bă, că armata noastră nu prea mai e așa de numeroasă. Cu metre, nu ne mai aduci, bă, și nouă niște șobolani? Oh, nu, băi, și fete, că tocmai ce m-am bucurat că mi-am refăcut armata. A vorbit băiatul cu cine trebuie. Uitați-vă cine a apărut, bă, deci a coborât Wither-ul de unde era de sus de acolo, eu nu pot să cred așa ceva. Ok, cred că o să-i dăm kill direct. Dispar, bă, dispar de aici, nu mai îmi distruge armata, mă, nenorocitule, bă, dați-vă, bă, de acolo. Ok, băieți și fete, și știu că data trecută am bătut Warden-ul cu acești șobolani, dar atunci ei nu aveau Elytra. Și sunt curios dacă cu Elytra acum o să-l bată mai lejer sau respect. Și am luat acum și niște Enchanted Golden Apple-uri pe care o să le băgăm la mați ca să ia toți șobolanii efectul. Uite că nu m-am gândit la chestia asta când am bătut Wither-ul. Că puteam gen să le dau la șobolani să ia toți efectul. Și ne era mult mai ușor să batem Wither-ul. Dar fă că n-am luat toți efectul, bă. Ce se întâmplă? Ok, dar aparent văd că nu mai iau toți efectul cum era data trecută. Aparent acum ia câte unul, nu știu de ce. Dar în fine, hai să vedem cum se descurcă acești șobolani contra unui Warden, având în vedere că acum au și Elytra cu toții. Bun, și o să spawnăm chiar acum, chiar aici, Warden-ul. Hai să vedem, băieți și fete.
Ok, și a fugit. Stai așa, stai așa, stai așa, că mă bate ochiosul ăla. Stai că trebuie să-i dau o săgeată la mișto. Ok, ok, cred că l-am nimerit și pe atâta, cum se duc ai mei? Cum se duc ai mei? Se duc pe el. Haide, mă, dați pe el. Așa, șobolanilor. Șobolanilor, nu-l lăsați, băi. Toți mă pe el. Oh my god, cred că nu știe ce se întâmplă ăsta, că ăsta nici nu vede prea bine. Ok, dar nici nu mă mai atacă, apare pe mine, mă ignoră. Bun, hai să vedem. Haide-mă, șobolanii. Haide-mă, șobolanii. Uite-te la el cum merge, că nu mai știe, frate. Efectiv, orderul ăsta nu mai știe unde să o apuce, că e prea multă gălăgie. Mama, da cu raza aia. Haide-mă, băieții, ce ați făcut? Ați luat pauză? Gata. Mamă, cum am dat cu săgeata? Cum s-au dus cu elitra după el? Haide! Pe el, bă, pe el! Hai, șobolanii spurătorii! Hai că i-ajut și eu cu Marco. Mamă, nu cred că-l bat! Nu pot să cred că i-arăm nenorociște armata 1. Hai, mă, nu pot să cred. Haide, mă, că vă ajut eu. Mă, dar cum, că data trecută au bătut Warden-ul? Poate pentru că n-am mai luat efectul. Ok, ce? Ok, l-am omorât. Mamă, da, am omorât din greșeală un șobolan. L-am nimerit cu Marco din greșeală pe șobolanisul. Doamne, au bătut, mă, Warden-ul. Au luat-o, vezi că mai sunt o grămadă de șobolani. Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Și eu care credeam că am pierdut o grămadă din ei. Bine, ce-i drept, am pierdut ceva. Ok, aparent Warden-ul a omorât 10 șobolani. Bă, 10 șobolani pentru un Warden, eu zic că merită târgul ăsta. Și din greșeală am omorât și eu 3. Hai că am și o țintă cu Marco dacă e ceva. Bun, dar acum intervine partea interesantă, băieți și fete. O să luăm șobolanii ăștia și o să mergem cu ei la dragon. Chiar sunt curios cum o să reacționeze contra dragonului. Dar pentru asta, bineînțeles, trebuie să-i băgăm în aceste pokemingi, ce sunt astea, frate? Gen, sunt niște săculeți în care putem să punem șobolani. Știți că v-am arătat și în clipul trecut. Hai să-i punem acum pe toți, luăm cât mai mult. Și ăsta avem capacitate efectiv de 20 de șobolani. Ok, am umplut-o de asta de 20. Mamă, deci chiar sunt curios dacă am mai mult de 50 aici. Dar cred că sunt mai mulți de 50. Mamă, și uite că scrie și tipul șobolanului pe care l-ai. Uite, vedeți că aici am unul gold. Ok, băi și fete, am curățat zona și aparent am 73 de șobolani. Deci hai să vedem, 73 de șobolani versus un singur dragon. Care credeți că o să câștige? Ok, băi și fete, și chiar acum suntem la dragon, uite-l că și coboară. Am spart eu toate cristalele dinainte, iar acum hai să aducem toți șobolanii aici, nen. Mamă, săraci, cred că nici nu știu ce se întâmplă. Opa, stai așa, că ce? Eu uite că au și început să zboare, după cine zboară, mă, ăștia? Să nu spui că zboară după dragon. Mamă, hai să dăm pe dragon un hit să vedem dacă începe să o dea cu el. Ok, am dat pe dragon și... Mamă, nici nu pot să-l... Mamă, nu pot să-l ajungă din urmă, frate. E prea rapid dragonul pentru ei, cred că. Uite că se țin după el, dar totuși nu-l ajung din urmă, vedeți? Hai să-i mai dăm un hit, Poate îi motivăm să fugă mai repede. Na, nu poate să ajungă, mă, șobolanii mei la el. Uite-te și tu, se uită la el, că la mașini străine, că nu știe de unde să-l ia. Hai, mă, băieții, pe el. Na, nu cred că poate să atace dragonul ăștia, mă. Ce, mă, vă e foame, mă? Vă e foame? Hai, mă, că vă dau de mâncare, mă, nebunilor, dacă vă e foame. Haide, mă, dați pe dragon. Ok, acum că coboară, poate acum o să dea pe el. Băieți și fete. Hai să vedem. Mergem acum și ne băgăm să-i dăm la căpățână. Hai să vedem. Mă, nu-l atacă, mă, nu-l atacă. Mă, ce s-a întâmplat, mă, cu ăștia? Ok, ia să vedem, măcar de urmat mă mai urmează. Ok, aparent vin după mine. Uitați-vă și voi cât astolul de șobolani avem. Mamă, dar cum e ăla de gold, efectiv. Dar aparent pe dragon nu vor să atace, bă. Nu vor să atace dragonul. Hai să mai încercăm o singură dată. Mergem să-i dăm. Uite-te și tu. Nu poate, mă, uite. Gen se apropie de el, dar cum ar veni, îi respinge, vedeți? Oh my god, unlucky. Hai să vedem totuși pe un Enderman dacă ar putea să-l bată. Bă, dar ce-au mai încetat golden apple-urile astea de nu merg? Ok, nu prea înțeleg ce se întâmplă. Ia să vedem pe un Enderman. Oh my god, ia uite cum îl ia pe Enderman în serie. Mamă, Enderman-ul nici măcar nu mai are timp să se teleporteze, vedeți? Ia uite, n-are timp, frate, n-are timp de reacție să se teleporteze. Holy! Sunt insane, mă, șobolanii, sunt insane. Dar păcat că nu pot să bată dragonul. Efectiv, nu pot să bată dragonul. Oh my god, stai așa că au început să mă atace Enderman în serie. Da. Bă, mamă, și șobolanii mei au rămas în end. Ok, bă, cred că aventura noastră cu șobolanii se cheie aici, băieți și fete. Mă, n-aveți ce să ziceți, chiar sunt tari șobolanii ăia, adică orice pot să fie șobolanii ăștia, efectiv, n-aveți ce să ziceți, șobolanii au fost prea tari, dar sunt totuși curios
Mă, ce vlog au făcut ăștia, mă? Chiar sunt curios. Ia ziceți, bă, ați terminat, mă, vlogul? Da, l-ați terminat, l-ați și postat. Ia uză, mă, ia să vedem, mă, ce... Pot să-l văd și eu, nu? Da, uite-te, te rog. Ia să vedem, mă, ce...